Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi o să vă vorbesc despre câteva produse pe care le-am achiziționat de-a lungul timpului de pe platforma Temu. Sunt produse achiziționate de noi începând de anul trecut, de când am descoperit această platformă online de comerț. Prima dată când am făcut comandă, nu ne-a venit să credem că transportul ar fi gratis, așa că am comandat o valoare mai mică de 70 de lei și am fost surprinși să constatăm faptul că, într-adevăr, transportul a fost gratuit, a venit foarte repede, în timpul preconizat. Am fost uimiți de modalitatea de ambalare a produselor, foarte atent ambalate, fiecare produs în parte cu pungulița lui și, bineînțeles, că au urmat și alte comenzi, pentru că pe această platformă se găsesc foarte multe produse. Vă spun că sunt de toate pentru toți acolo, deci orice lucru am avea nevoie, găsim acolo. Mai ales în cazul meu, că mie nu-mi place să mă duc fizic în magazine, din mai multe motive, mă obosește aglomerația, cu răul de mișcare și așa mai departe. Nu-mi face plăcere să mă duc fizic să cumpăr, să caut, pierd timp foarte mult și ajung acasă foarte obosit. Așa că eu prefer varianta online, comod de acasă, am timp să compar anumite produse, să mă decid și pentru mine asta este cea mai comodă formă de a face shopping, ca să zic așa. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre aceste produse pentru că le-am testat. Am văzut cum funcționează unele dintre ele. Unele sunt noi, trebuie să le punem în testare și vreau să menționez încă de pe acum, dacă vreți să achiziționați produsele Temu și vreți să beneficiați și de reduceri foarte mari, ei bine, tot ce trebuie să faceți este să accesați linkul de dedesubt temu.to/m/ub7rxju3zr. Descărcați aplicația Temu și puteți să obțineți foarte multe reduceri, 500 de lei pentru început, sub formă de un pachet de cupoane pe care le puteți accesa sau puteți să căutați codul AQR602561, tot în aplicația Temu, pentru a obține 30% reducere. Important pentru utilizatorii noi ai aplicației Temu, de exemplu, puteți să beneficiați de o reducere substanțială de 90% la una dintre alegerile mele pe care o să apară într-o listă de alegeri pe care am selectat-o eu și acolo veți putea alege un produs care să aibă o reducere de 90% cu aproximație 90, poate să fie 95, poate să fie 85, în jur de 90% sunt majoritatea. Așadar, pentru cei care nu ați încercat până acum această formă de a achiziționa produse, eu vă invit să o faceți. V-am spus că din toate produsele pe care le-am achiziționat până acum, toate coletele au ajuns cu bine. Există un anumit confort, ca să zic așa, trebuie să-l menționez, este faptul că nu toate produsele sunt puse în același colet. Nu întotdeauna toate produsele sunt, dacă avem o listă mare, mare de produse, sunt trimise în mai multe colete. Pot fi trimise în două colete expediate în aceeași zi sau la o distanță de una, două, trei zile.
în funcție de disponibilitate și de locație de unde sunt ele expediate. Dar, per total, toate produsele, dacă stau să analizez toate coletele, toate au ajuns cu bine, niciunul nu a fost defect. Toate coletele au fost complete, sunt menționate pe fiecare pungă în parte numărul de produse și în momentul în care scoatem, verificăm dacă numărul de produse sunt aceleași cu cele pe care noi le scoatem din colet. Referitor la forma de plată, se face cu cardul, deci în avans, nu e cu plata în ramburs, dar v-am spus, la început și noi am fost cumva rezervați, am făcut o comandă mai mică ca să înțelegem cum funcționează. Când am văzut că toate produsele pe care le-am comandat au ajuns la destinație cu transport gratuit, atunci am mai avut curajul să facem și alte comenzi în funcție de necesitățile pe care le-am avut de-a lungul timpului. Pentru că, repet, pe această platformă Temu găsim de toate pentru toți. Deci absolut tot ce ne interesează acolo găsim. Și acum, haideți să vă arăt ultimile achiziții pe care le-am făcut. Nu am avut timp să le și asamblăm, pentru că soțul meu lucrează de dimineață și până seara, nu a avut timp să se ocupe să instaleze camerele de luat vedere. Am luat două la număr, ca ce avem nevoie pentru siguranță. Smart camera și în momentul în care o să o punem să o instalăm, o să vă spun și cum anume funcționează. Prețul o să-l pun în colțul din dreapta, sus linkul o să-l pun în descrierea videoclipului. Eu acum o să vă prezint ce am cumpărat încă de acum un an. Deci sunt foarte, foarte multe și nu am tot aici. Încă mai am, dar nu o să fac într-un videoclip chiar toate produsele pe care le-am achiziționat. O să mai vorbesc și în viitor, în alte videoclipuri, ca să nu mă lungesc prea mult cu acest videoclip. Căciulă cu guler foarte faine, călduroase. Sunt mulțumită de acest set, o să-l pun, prețul o să-l pun în colțul din dreapta și o să, așa cum am spus, o să pun absolut toate linkurile de dedesubtul acestui videoclip ca să puteți să urmăriți mai exact produsele dacă sunteți curioși și dacă vreți să le achiziționați și voi, bineînțeles. O ustensilă foarte ingenioasă pentru masarea capului, îmi stric coafura acum, nu e cazul, dar e foarte relaxantă chestia asta. Masăm capul. Pe mine mă ajută mai ales când am dureri de cap, mă calmează și îmi dă așa o stare de relaxare. Foarte, foarte fain. Tot la capitolul relaxare, e o chestie deci extraordinar de utilă pentru mine cel puțin. Se face așa mare și când am nevoie, mă scarpin cu ea. E foarte ingenioasă chestia asta. Și la fel o să pun prețul sus. Indicatorul pH al solului și până la urmă, nu doar al solului. Cu această hârtie de turnesol putem să verificăm pH-ul soluțiilor, al săpunului de casă, dacă facem și orice soluție. Dar eu, în mod deosebit, îl folosesc pentru testarea pH-ului din grădină și seră. Este foarte simplu de utilizat, v-am mai spus de atâtea ori cum se procedează, se ia o mostră de pământ, se pune apă, se amestecă și se introduce capătul unei benzi timp de 5-10 secunde, după care se compară culoarea cu acest tabel de la 1 la 14 și în funcție de culoare ne indică, la fiecare culoare avem câte un număr. 7 este neutru și 1 este cel mai acid, iar 14 cel mai alcalin, puternic alcalin. În acest fel ne putem da seama de pH-ul solului. Trebuie să știm ce pH avem ca să știm ce măsuri să luăm în grădină și seră,
pentru că unele culturi preferă un pH mai ridicat, altele mai scăzut. E bine să știm. Și cel mai simplu este cu această hârtie de turnesol să măsurăm. Mai sunt și alte ustensile. Există și un indicator pH instrument, dar din câte am înțeles nu e tocmai ceea ce trebuie. Cel mai simplu este cu hârtia de turnesol. Aici mi-am luat un săculeț de filtrare atunci când fac sucul. Da, și suc. Se poate face și suc, desigur, dacă nu vrem, dacă îl vrem mai lichid, dacă nu vrem cu pulpă, cu tot, putem să strecurăm și să iasă sucul mai lichid. Dar eu l-am luat în mod special pentru laptele vegetal, când fac laptele cu nuci, în mod special nucile românești, neapărat ăla trebuie dat prin sită, prin ceva, o pânză, un sac din ăsta special conceput, pentru că este mai gros în comparație cu laptele de caju. Nucile de caju nu mai necesită neapărat laptele de caju să-l strecur. Și este un săculeț special conceput pentru a obține laptele vegetal, dar și sucurile până la urmă, niște agrafe, care eu le pun în mod special la semințe, la plante în punguțe, plante medicinale. Mi sigilez frumos cu aceste agrafe. Și am mai avut una, dar mi-a oprit-o fetița și mai cumpărat una pentru mine în casă, în mod special. Asta este jumătate de litru, este numai bună în casă, mai ales primăvara de vreme sau iarnă, spre sfârșitul iernii, când facem răsadurile în casă, îmi e mai comod cu asta. Dar și pentru plantele din casă funcționează foarte fain. Recipiente din astea foarte utile sunt. Eu mi-am pus într-unul, mi-am pus oțetul de mere pentru păr. Într-unul mi-am pus, am unul la îndemână mereu, de 200 ml. Am unul la îndemână doar cu apă și din când în când, mai ales când a fost canicula, mă stropesc și pe față și mai dau și pe păr. Vârfurile trebuie și ele umezite din când în când. Pielea are nevoie de hidratare și părul la fel de hidratare. Apă simplă, bine simplă, asta este apă dată printr-un filtru special, printr-o cană. O să mai fac un videoclip special și cu acel filtru de apă. Și aici am apă, la îndemână mereu. În celelalte recipiente mi-am pus oțet de mere într-unul, în altul tincturi și așa mai departe. Prețul o să-l găsiți în colțul din dreapta, linkul în descrierea videoclipului. Le găsesc foarte, foarte utile, putem să facem diverse lucruri. Mai am unul umplut cu o soluție pe bază de oțet pentru dezinfectarea veselei, a tacâmurilor și așa mai departe. Asta e o chestie care se atașează la o sticlă. Mi s-a părut ingenioasă, așa că am cumpărat. Asta o să-mi folosească în mod deosebit primăvara de vreme, când fac răsadurile în casă. În primă fază este utilă asta, care pulverizează soluția. În a doua fază de creștere, când sunt ele mai măricele, asta se atașează la o sticlă normală, un pet normal. Cu asta stropim normal și cu asta o mini strecurătoare. Foarte ingenioasă. Clame. Eu nu obișnuiesc să-mi arunc fungile. Foarte faine. V-am spus că fiecare articol sau set de articole vin foarte bine sigilate în pungi. Astea sunt foarte faine că se închid și se deschid ușor. Și am luat mai multe, vreo 4 clame diverse culori. Una o port acum. Foarte faine și preț foarte accesibil.
Deci rezistente, le am de mai bine de jumătate de an și perfecte. Aici am niște farfeci speciale pentru tunsori. Mă tund și eu singură, dar mă mai tunde și fetița. Și pentru că nu, eu nu reușesc să ajung la frizeriță, așa că va trebui să rezolv problema acasă. Sunt foarte faine. Deja le-am folosit, dar le-am ambalat ca să nu mi se strice aici, pentru că le-am pus toate la un loc și să nu cumva să... Eu mai am și haine, le-am pus în pungi. Asta tot pentru a ne tunde singure singure de acasă. Deja le-am testat și mi-a plăcut cum a funcționat, deci foarte ușor. Sunt niște inginerii pentru fetele care nu au timp să ajungă, sau femeile care nu au timp să ajungă, sau pur și simplu au alte probleme de sănătate, sau poate știu eu, nu reușesc să ajungă la frizeriță și singure sau cu ajutorul cuiva, în cazul meu, pe mine mă ajută fetița. Deci sunt niște chestii care se prind așa și se tunde. Oricum o să vă dau link-ul și acolo o să vedeți în videoclip pentru că arată exact cum se folosesc chestiile astea. Eu spun că le-am folosit și am fost profund surprinsă cât de ușor putem să ne tundem, să ne facem în scări fel și fel de tunsori cu astea două. Astea pentru breton, așa, și astea pentru spate. Deci foarte, foarte fain. Am fost profund surprinsă de ingineriile astea. Le-am achiziționat. Asta tot pentru tunsoare acasă. Alt pieptene ingenios. Bine așa, fixează părul și tunde exact cum vrem și cât vrem, fără să ne mai fugă șubița. Tundem cum dorim și am rezolvat problema părului. Următoarea tunsoare o să o filmez. Nu am filmat până acum, dar de acum încolo o să fac și acest gen de videoclipuri. Asta ca să vă arăt și cum funcționează jucăriile. Ok, aici iar mai am flacoane. După cum am spus, mi-am cumpărat mai multe flacoane, pentru că am multe soluții de făcut. Set de bijuterii. Mi-am cumpărat și eu bijuterii, cercelușii ăștia pe care i-am tot de la Temu, i-am cumpărat în același set. Sunt foarte multe perechi la un preț foarte, foarte bun. Am găsit acea reducere. Și da. Acum o să vă pun în colțul din dreapta și prețul la ei. Sunt foarte fain. Căci noi așa suntem femei și ne place să ne mai și răsfățăm cumva. Sunt foarte drăguței. Îmi plac în mod deosebit ăștia mai lungi, așa. Și da, și inele mi-am cumpărat tot de pe Temu. Nu le mai bag. Etichete pe care le folosesc în mod special le pun la etichetarea borcanelor, a conservelor, pentru iarnă când le fac. În mod special le pun, dar nu numai. Etichete e cazul să punem și când organizăm în casă, pe pungi, pe cutii. Avem nevoie de etichete. Inelele despre care vorbeam, dar o parte din ele, pentru că astea sunt inelele pe care le-a oprit fetița. Din aceeași pungă și mai am și eu o punguță. Astea sunt ale mele, mi le-am oprit eu. Astea au venit într-o singură pungă. Încă nu l-am folosit, urmează să-l folosesc. Este un recipient, un spray special, se pune uleiul și se stropește, se pulverizează, eu știu, cartofii, carnea, fiecare ce face. Mi s-a părut foarte ingenios și urmează să-l testez să văd cum funcționează. Încă un recipient
ne-am cumpărat, pentru că de recipiente chiar avem nevoie. Urmează să-l folosesc. Întotdeauna e nevoie de recipiente, indiferent. În grădină, în casă, pentru frumusețe, pentru dezinfectare, pentru orice avem nevoie de recipiente din astea pulverizatoare. Etichetele pentru grădină, deja le-am folosit anul acesta, le-am luat primăvara de vreme. Astea sunt etichetele pe care le-am făcut, le-am folosit, le-am atârnat așa la roșii, în mod special. Sunt astea care se înfig în tăvițe. Pentru că eu am mai folosit marker permanent și nu a ținut, s-a șters. Și tocmai de asta am zis să-mi cumpăr etichete speciale și scriu creionul, astfel încât să nu mai am parte de surprize neplăcute. Mai sunt câteva chestii, o să vi le arăt altă dată, pentru că deja totuși o să mă lungesc prea mult cu acest videoclip. Astea într-un alt videoclip. Ce vreau să vă mai arăt? Ok, și stencilul ăsta. Ăsta este un stencil special pentru surpi. Urmează când o să aibă, bineînțeles, timp, când s-o mai elibera, să facă stupii, să-i înfrumusețeze, să fie și plăcut ochiului. Sunt niște stencile speciale pentru stupii noștri de albine. Foarte faine sunt. Mai multe modele. Dar când se va elibera cât de cât. Acum nu are nicio șansă să se ocupe nici de stulpi, nici de altceva. Referitor la haine, mi-am luat haine, articole vestimentare de-a lungul timpului și acum rapid o să vă spun așa, părerea mea despre haine, despre accesorii, bentițele astea, pentru că mi se pare că au fost câteva întrebări de unde. Iată, de unde? De pe Temu le-am luat foarte comode, elastice, și eu le pun în cap în mod special când am ceva dureri de cap, pentru că mă calmează, dacă îmi pun bentițele, îmi calmează cumva durerea de cap. Dar nu neapărat doar când am dureri de cap, pur și simplu când am chef să mai port șapcă. Nu, întotdeauna am chef să îmi pun șapcă. Eu ceva trebuie să îmi pun în cap, din mai multe motive. Și astea sunt excepționale, doar o parte din ele, pentru că am mai multe, dar nu stau să le prezint pe toate. În schimb, o să vă pun linkurile jos, ca să puteți să vedeți mai multe despre ele, detalii și, bineînțeles, și prețul. Eu le recomand din toată inima, pentru că mie mi s-au părut chiar foarte, foarte bune. Și fine, sunt și frumoase. Și, bineînțeles, sunt în mai multe culori, nu neapărat astea pe care le-am luat eu. Sunt foarte multe culori acolo. Pălăria, asta cu două fețe, foarte faină. Asta și-a ales-o fetița. Ești așa sau așa? Dar am clama și nu stă. Foarte faină. Mi s-a părut foarte faină. Tocmai că are două fețe, te plictisești de una, o schimbi și mergi cu ceva altă. Astea mi le-am luat pentru mine, pentru că trebuie să îmi protejez capul în grădină din cauza albinelor, pentru că de Paște m-a înțepat o albină în cap și întotdeauna trebuie să am grijă să-mi pun ceva în cap în grădină când mă duc. Tip șapcă, sport, tip mai multe variante, toate pe Temu. Păi, o am de ceva timp, m-ați tot văzut cu ea. Asta e șapca mea preferată. Tot de pe Temu, bineînțeles. Și șapcă tip batic. Am luat și pălărie. E șmecheră pălăria asta, că are aici o sârmă și o să ia forma dorită pe care o vrem noi. Drăguț.
Acum nu pot să mi le pun pentru că am clama, dar sunt foarte, foarte faine. Și are aici un elastic. Mi-am luat și rochițe și asta este tot de pe Temu, rochița asta luată. O să pun prețul sus și linkul în descriere. La fel, tot de pe Temu luată și bineînțeles și prețurile diferă. Eu am luat totuși ce a fost mai ieftin, ca să fiu sinceră. Sunt și mai spectaculoase și mai frumoase, dar alea costă mai mult. Eu am luat ce a fost mai ieftin. Sunt comode pentru casă, nu le-am luat pentru oraș, să stau cu ele prin casă. În grădină nu am reușit să stau cu rochițe anul ăsta din cauza țânțarilor. N-am putut să-mi țin rochițe pe mine, dar le-am folosit în casă. Îmi plac că sunt legere, sunt prietenoase cu pielea și bineînțeles că urmează să mai iau și altele în viitor, când o să mai am nevoie. Bluziță drăguță, se întinde, nu e rigidă, deci eu sunt foarte mulțumită de aceste produse. Tricou drăguț și material foarte bun, elastic, se întinde. Cam astea sunt, dragilor. Sunt mai multe produse, dar, așa cum am spus, n-aș vrea să mă lungesc foarte mult cu acest videoclip, pentru că am vorbit deja prea mult, dar o să mai fac pe viitor și alte videoclipuri cu celelalte produse care mi-au rămas neprezentate și reamintesc faptul că dacă doriți să achiziționați aceste produse și doriți să beneficiați și de reduceri frumoase, accesați linkul în descrierea videoclipului, îl veți găsi. Căutați codurile de reducere. Acolo aveți pentru noi înscriși, cei care descarcă aplicația, aveți acolo foarte multe opțiuni, multe reduceri, multe cupoane pe care le primiți. Vreau să menționez și acest lucru. Cumpărați doar ceea ce vă este cu adevărat necesar. Nu trebuie exagerat cu cumpărăturile doar de dragul de a cumpăra, doar dacă sunt necesare anumite lucruri, pentru că orice exces, din punctul meu de vedere, dăunează grav și nu trebuie să exagerăm când vine vorba, mai ales de cumpărături, deci trebuie cumpărat ce considerăm noi că avem nevoie cu adevărat. Bineînțeles, ne mai putem răsfăța din când în când și cu câte un cerceluș, un ineluș, pentru că ne suntem femei și vrem și noi să ne bucurăm din când în când. Dar nu trebuie exagerat cu lucrurile cumpărate. Asta vreau să o menționez. În rest, ce să vă spun, dragilor, dacă nu ați încercat, eu vă recomand această platformă Temu, pentru că acolo veți găsi foarte, foarte multe produse. Este o gamă foarte largă de produse în toate categoriile posibile, deci găsiți tot ce aveți nevoie pe Temu. Referitor la durata livrării, ei bine, ea variază, poate să ajungă mai devreme sau mai târziu. De obicei este estimat acolo timpul în care ar putea să ajungă și dacă se depășește cu o zi timpul estimat livrării, e bine, Temu recompensează clienții cu un voucher în valoare de 25 de lei. Așadar, e bine de știut și acest aspect. O singură dată am întârziat și am fost recompensată cu un voucher de 25 de lei. Un lucru foarte important este să fiți atenți la datele corecte să fie introduse de adresa de livrare, numărul de telefon, bineînțeles, evident, se descarcă aplicația și acela rămâne numărul. Dar trebuie atenție la varianta de livrare dacă vreți la domiciliu,
deci livrare la domiciliu sau prin EasyBox. Pentru că au fost ceva probleme în trecut când coletele au ajuns la EasyBox, la acele dulapuri speciale, n-au mai ajuns la domiciliu. Pentru că a fost o problemă, se pare, din cauza curierilor care ar fi livrat în loc să vină la domiciliu, au venit la EasyBox. Dar, din câte am înțeles, aceste probleme s-au rezolvat. Am contactat, ca să fiu sigură, eu am contactat. Este foarte simplu să contactezi Temu, dar o să fac un alt videoclip cum anume puteți să faceți acest lucru. În momentul în care faceți comanda, acolo o să vă apară la comenzi detalii despre comandă și faptul că în acea comandă, dacă vreți anumite detalii referitoare la orice, orice problemă ați avea, o intrați pe comanda respectivă și contactați și vorbiți direct prin chat cu Temu. Și acolo veți primi soluții la problemele care s-ar putea ivi. Da, cam atât, dragilor. Am vrut să specific și aceste lucruri pentru că trebuie să le cunoașteți. Și da, rămâne să vă mai prezint, bineînțeles, și alte produse, pentru că, așa cum am spus, mai am câteva produse care le-am cumpărat de-a lungul timpului și, bineînțeles, cu mare drag o să vorbesc despre ele. Și mai am o comandă care ar trebui să sosească peste câtva timp și când va sosi o să fac și un unboxing. Ok. Acestea fiind spuse, mulțumesc mult pentru atenție, toate cele bune vă doresc, multă sănătate, la revedere!